Lupul travestit. Lupul începuse să obosească tot vânând și alergând toată ziua încolo și încoace pentru a face rost de alegurii. Ba mai mult, se întâmpla că mai mereu în ultima vreme să întindă curse de dimineață până seara fără niciun rezultat. Uile au devenit viclene, bombănea el, și cum mă zărez de departe, fug la adăpost lângă cioban sau lângă câinele de pază. Trebuie să inventez o stratagemă sau voi sfârși numai piele și os. Se tot gândi el până îi veni o idee. Am să mă travestesc în păstor, ca să mă pot apropia de turmă fără să le dau de bănuit. Se îmbrăcă într-un cojoc peticit, își trase pe ochi o pălărie părăsită, își făcu un ciomac dintr-o creagă noduroază de stejar și, ca să fie costumația completă, făcu roșii de un cimpoi vechi. Se știa că ciobanii de pe acele meleaguri cântau toți la câte un instrument ca să-și petreacă timpul mai repede, care la flaut, care din fluier, care din cimpoi. Deghizarea fiind dusă la bun sfârșit, lupul alergă să se oglindească în apa unui lac, cuprins de o mare satisfacție. Astfel camuflat, oile nu mă vor recunoaște. În seara asta voi avea parte de o cină regească. Și se îndreptă spre pășunea cea mai apropiată. Era o după-amiază de vară, soarele ardea, iar ciobanul dormea dus la umbra unui tufiș. Lângă el dormita și câinele. Oile pășteau iarbă liniștite. Lupul se apropie cu grijă, oile nu păreau deloc alarmate, ceea ce însemna că planul funcționa de minune. Acum nu-i mai rămânea decât să mâne animalele acelea prostovane spre bârlogul său. Însă pentru a le face să se miște, trebuia să le impulsioneze într-un fel. Lupul agită bastonul în aer, lovit de câteva ori spinările lânoase, dar oile nu se clintiră. Era gata să se piardă cu firea când își aminti că ciobanii îndemnau oile cu voce tare. Hai sus, oițele mele, la drum, mișcați-vă, leneșilor, strigă vesel. Și de îndată se dezlănțui sfârșitul lumii. Lupul nu se gândi să-și dragă glasul așa cum își deghizase aspectul, iar vocea sa răgușită și inconfundabilă tulbură somnul tuturor. Oile începură să behăie îngrozite, ciobanul sări drept în picioare, cu bâta în mână, iar câinele țâșnie înainte cu fălcile largi deschise. Lupului nu-i mai rămăsese decât să se salveze cu fuga, blestemându-și lipsa de băgare de seamă. Planurile îi se duseseră pe apa sâmbetei, iar acum cojocul împiedica să alerge. Pălăria care îi cădea pe ochi nu-l lăsa să vadă unde își pune labele. Ciobanul și câinele nu făcură mult până la ajunseră din urmă pe tâlharul cel netrebnic și dă dură o lecție de n-o să uite niciodată.